Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile Publica.md. Moldova va primi aproape 24 de milioane de dolari pentru dezvoltarea satelor și pentru proiecte în agricultură. Banii vor fi alocați de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă în cadrul programului de adaptare a micilor producători. Un acord în acest sens a fost ratificat joi de Parlament. Veste bună pentru investitorii din Găgăuzia. Zona economică liberă din autonomie va fi de aproape 3 ori mai mare. Proiectul de lege care prevede această extindere a fost aprobat de Parlament în lectură finală. Noi întreprinderi vor fi deschise anul viitor la Comrat și Ceadăr Lunga, iar acest lucru va permite crearea a sute de locuri noi de muncă. Incendiile se țin lanț în perioada caniculară. Groapa de gunoi de pe teritoriul cimitirului Sfântul Lazar din capitală a ars noaptea trecută. Flăcările au mistuit o suprafață de peste 250 de metri pătrați. Deocamdată nu se cunoaște de la ce a pornit focul. Peste 100 de enoriași au pornit dis de dimineață pe drumul Crucii și al Pocăinței în jurul capitalei. Procesiunea a început de la Biserica Adormirea Maicii Domnului de la porțile orașului, unde a fost oficiată o slujbă. Reprezentanții serviciilor de urgență și ai celorlalte forțe de salvare din România au fost puse pe jar noaptea trecută. Un cetățean a sunat la 112 și a semnalat că un avion în flăcări s-ar fi prăbușit. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar în zonă au fost mobilizate toate echipajele medicale și de pompieri. Franța se îmbracă astăzi în straie de sărbătoare. Cu ocazia Zilei Naționale în marile orașe vor avea loc parade militare, iar cea mai fastoasă dintre ele se va desfășura pe renumitul bulevard din Paris, Champs-Élysées. La ceremonie vor defila peste 3700 de militari, inclusiv 145 de americani. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagini în secțiunea Știrea ta de pe Publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe Publica.md. Să aveți un weekend liniștit!